peste 3000 de limbi în lume și fiecare limbă prezintă o valoare. Însă și instrumentele europene care sunt aprobate în prezent sunt expresia unei bogății culturale europene. Fiecare om, fiecare cultură, fiecare limbă trebuie păstrat cu sfințenie și luate toate măsurile care se impun în această perioadă pentru a nu fi pierdut. În Rusia, într-o sută de ani, au dispărut circa 100 de limbi. În lume au dispărut, deci, la începuturi, din literatura scrisă, existau de două ori mai multe limbi. Dacă în prezent sunt 3.000, deci au existat doar 6.000 de limbi și iată că 3.000 de limbi între timp au și dispărut. Nu s-a ajuns la un concept general acceptat al minorității. Nu s-a ajuns pentru că interesele statelor sunt diferite. Sunt țări care acceptă și din acestea sunt majoritatea, existența în principiu a minorităților, dar sunt state care nu acceptă așa ceva. Spre exemplu, Grecia, Franța sau Turcia, care, să zicem, este european țară, sau cel puțin pretinde de europeană. De exemplu, curzii din Turcia, în legislația turcească și în mass media turcească, sunt numiți turci de munte. Și nu, noi le spunem curzi, turcii le spun turci de munte. Deci interesele sunt extrem de diferite și de aici și problemele care apar. Trebuie de recunoscut că această relație majoritate-minoritate este extrem de sensibilă și în funcție de vitalitatea sau vulnerabilitatea unui stat poate să tragă mai greu la cântare interesele majorității sau interesele minorității. În diferite perioade istorice și în funcție de modul în care statul înțelege să respecte și ceilalți decât etnia majoritară, rezultă și comportamentul acelui stat față de minorități. De fapt, atitudinea față de cel mai puțin, cel mai mai slab, să spunem așa, reprezintă, reflectă, de fapt, tăria unui stat. Sunt multe lucruri de aici de spus, dar cazurile care s-au dus acum și cred că în alte vorbitorul meu sunt destul de elocvente. Deci, spunea un cercetător maghiar, știam zilele trecute, că națiunile care au fost oprimate de alte imperii în secolul 20 și la început de secolul 21 au avut toate șansele să devină tolerante și royale față de cele care le-au devenit, într-un fel, minoritare, subordonate în noile construcții statale. Deci, dar niciodată n-au făcut lucrul acesta. Deci au avut șansa, au avut toate condițiile pentru a-și demonstra generozitatea față de alții mai mici, să zicem așa, mai slabi. Dar n-au făcut. Și se referă asta este o regulă, de fapt, generalizată, din păcate. După primul război mondial, deci, s-a constituit un sistem de protecție a minorităților în cadrul societății națiunilor, iar în anii 20, prin tratatele de pace, iar în anii 30, la nivelul Ligii Națiunilor, s-a întâmplat același lucru. O lungă perioadă de timp, după cel de-al doilea război mondial, practic nu s-a vorbit despre minorități, din simplu motiv că acele minorități au constituit un nod de conflicte și un motiv de invazie în perioada, deci, anilor 40, aici în cazul cel mai clasic pe care îl aduc cercetătorii este comunitatea germană din zona sud-estului, din Cehia, care a constituit un motiv pentru a invada Cehia la nivelul anului 38. Și atunci, în declarația drepturilor omului a Organizației Națiunilor Unite din 1948, practic nu se face referire la minorități, pentru că accentul s-a pus pe drepturi individuale. Deci, până prin anul, la începutul anilor 70, s-a vorbit mai mult de drepturile individuale ale omului și nu de drepturile minorităților, care erau cumva trecute în umbră. Dar evenimentele care s-au produs ulterior în Iugoslavia, destrămarea Iugoslaviei, destrămarea fostei URSS, evenimentele din Bosnia, Herțegovina, Kosovo, etc., etc., au făcut ca
structurile europene, structurile internaționale să aplice mult mai serios asupra problemei și date și să caute soluții. A nega un fapt evident nu înseamnă că ai găsit soluția. În orice moment poate, situația poate fi explozivă și este mult mai bine de a lua niște măsuri preventive. Motiv pentru care în 1992, la nivelul Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, anterior s-a numit conferință, din 1994, Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa, s-a numit un alt reprezentant al OSCE pentru minorități naționale, în mandatul căruia intră atribuțiile de măsuri preventive pentru a preveni deci, eventuale conflicte pe temei interetnice între diferite state.